Salut! Am să vă prezint macheta de Volkswagen din 1968, Revel, la scară 1.24. Machetă din plastic. Părțile din aluminiu, toate părțile sunt înfoliate separat. Părțile de aluminiu, cele de sticlă, faruri, geamuri laterale și aici nu știu, se vede. Sunt, cred că 4 girofare ar trebui să. Nu le-am găsit nici pe schemă, cred că sunt opționale astea patru. Cauciucurile sunt împachetate separat, nu sunt legate între ele. A doua parte de aluminiu, capacele de la jante, interiorul la faruri, pragurile, oglinzile, ștergătoarele sunt separat, semnalizarele de pe față, aici interiorul ușilor, cred că se asamblează separat, cred că se pot decupa și să faci modelul să se deschidă ușile. Scaunele au spătarul separat. Capota, plafonul adică. Pardon. Și în ultima pungă, podeaua și cu piesele mărunte. Deci avem manualul, sper de data asta să fiu mai atent la el și să nu mai greșesc ca la Mustang și la elicopter. Aici avem decalurile, numere de înmatriculare, bandourile de aluminiu și cercurile de la roți. Mai e bordul aici. Niciunul l-am desfăcut până acum. Panouri, aripile, podeaua, aici sunt jantele, asta e podeaua interioară, motorul, componentele motorului. Șezutul scaunelor, șinele scaunelor, cu spătarele de la scaun, panourile de uși, schimbătorul și o variantă a volanului,
Există și a doua variantă a volanului cu claxonul pe mijloc. Bară pentru claxon, adică capota față, bancheta, scaunele, capota de la motor și interiorul plafonului. Asta mi se pare foarte ciudat, că până acum n-am mai văzut așa, să vin înăuntru și cu încă un plafon. Am zis și în prezentarea de data trecută că vreau să-l decupez, să-l fac cum ar veni de capota și o să trebuiască să tai și plafonul ăsta. Altă chestie interesantă, vine cu două variante de bord. Pentru volan pe partea stângă și volan pe partea dreaptă. Hârtiile de aluminiu. Arată foarte bine. Jantele, farurile, mânerul de la capotă, pragurile, oglinzile laterale, semnalele, pedalele, văd că sunt și ele aici. Striații foarte frumoase. Pe astea nu scrie nimic, la for scria pe ele Michelin, parcă. Bările. Astea cred că sunt lămpile pe spate pentru pozițiile de ceață și mașalier, cred. Nu am studiat cartea, manualul încă ca să știu exact. Ultima pungă. Geamurile, o că ăsta e spart, aici e un suport, dar nu obține nimic. Cam asta e. Să-mi lăsați comentariu să-mi spuneți dacă vreți să continui filmările pentru din cadrul montării.